Hei, neața! Pe răcoare. Am luat-o către un Transbucegi, către un Bolboci, lac Bolboci, în dimineața asta. Urmează întâlnirea cea de taină cu domnul Răzvan, la Predeal. Și merge să facem un grătărel, ca să fie bine, ca să nu fie rău. Că mi s-a făcut dor de ieșire. Și azi am găsit o zi liberă, mâine cu servici, mulți până poimine și așa mai departe. Și ne-am nimerit amândoi cu o zi liberă. Și mergem să cheltuim ziua asta așa, într-o notă pe care, într-o notă în care tot cheltuim zilele noastre libere în ultimii vreo 4 ani, așa. Așa. Da, nu mă dau jos după bicicletă. Aici e marcată trecerea, dar oricum îmi e greu cu atelajul meu de 7 tone să mă dau jos după ea. Și vedem așa ușurel către Transbucești, întoarcere seară, sper să nu ne plouă, pentru că aseară a fost o mega ploaie torențială și sper că azi este așa cum se vede a fi prognoza pe aplicații, adică potrivnică pedalatului, se potrivește bine cu o pedală de aproape 200 de kilometri sau 180 câți ori fi, nu mai știu, dus întors. Brașov, lac Bolboci. La Bolboci am locșorul meu acolo, de vis, unde se pun mese, scaune și alte alea, se face așa o mică nuntă. Grătarul nu se face, bineînțeles, în... Grătarul nu se face, bineînțeles, cu foc, flacără de schimb, cu lemne, cărbun și alte astea. Deci nu deranjăm mediul. Se face pe butelie de gaz, cu tavă de fontă și așa mai departe. Și cam astea vor fi lucrurile. Sperăm ca ziua să iasă cum am plănuit. Hai să vedem. Da, deocamdată sunt primul la întâlnirea aceea de taină aici. Ia să vedem unde pe gând. Terminăm în ce parte aia, hai, perfect. Da, nu se parte în cine aici.
sunt aici. Am ajuns la locul de suflet. Ia stăpânirea de Tremorca. Am păpat cârnăciorul. Ia să mai pornim și bicicleta și să întindem ca să nu ne... N-ar fi frumos să mai stăm, da? Ne e cam frică de ploicică, because a venit cât un norulez negru așa, and it's not cute. Și ia să o luăm noi așa ușurel, așa, către aia asfaltuță așa, la fundul lor. Opa, da, am așa către asfaltuță așa să avem de urcat un pic aici, până ieșim de aici de la lac, până ajungem sus la cabană, la Dicu și de acolo numai la vale. De acolo, de multe ori, este și să mai ascunde cât un or așa după colț. Când dai tu curba așa și ajungi după colț, hop că te găsește norul și ce-o dă. Hai să mergem și încolo totuși, să vedem și încolo că e frumos, că avem timp. Hai mă că e frumos, hai, nu, e ok. Opa, opa.
Hai că n-am. N-am hârșire morca. And that's cool. Da. Hai să o luăm ușor. Frumusețe. Transbucegiu face parte din portofoliu, să zic așa, de ture de zi. Hello. Paul. Deci cam ăsta a fost grătărelul la Bolboci, la Bulbuci, cum zice băiatul ăsta din dreapta mea aici, la Bulbuci. Și acum back home. Și noi sunt cu aspars pe aici, încolo e clear, deci dăm flăcări. Nu? Facem ce trebuie. Da.